În România, an de an, iarna ia autoritățile pe nepregătite. Pentru a evita astfel de situații, anul acesta, în Mehedinți au fost întreprinse din timp demersurile necesare. Reabilitarea ale tronsoanelor acolo unde este nevoie, dar și achiziționarea de material antiderapant. Punerea în ordine a acestor baze va fi încheiată la data de 1 noiembrie. În prezent sunt în desfășurare activități de revizuire și reparare a utilajelor, a spațiilor de decazare, de depozitare. De asemenea, în această perioadă executăm și lucrări de punere în ordine a părții carosabile, în sensul că se execută lucrări de reparații asfaltice și plombări gropi, 11.800 de metri sunt în curs de realizare pe DN6. De asemenea, se execută lucrări de impermeabilizare a părții carosabile pentru eliminarea fisurilor și crăpăturilor, curățire și desfundări de șanturi și rigole pentru asigurarea scurgerii apelor, completarea semnalizării rutiere cu indicatoare specifice perioadei de iarnă și înlăturarea obstacolelor ce ar putea produce înțepezirea drumurilor. Asigurarea viabilității pe timp de iarnă se desfășoară după un plan operativ în care sunt cuprinse atât pregătirea drumurilor prin lucrări de plombări, colmatări, badijonări, precum și asigurarea cu autoutilaje și materiale antiderapante pentru combaterea alunecușului și înzăpezirii drumurilor pe toată durata sezonului de iarnă. Indiferent de condițiile de drum, șoferii trebuie să fie pe parcursul iernii extrem de atenți când circulă. Anvelopele de iarnă nu trebuie să lipsească odată cu instalarea vremii neprielnice. Potrivit articolului 102 din Ordonanța de Guvern 195/2002, conducerea pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei a unor autoturisme constituie contravenție și se sancționează cu sancțiune de la 9 la 20 de puncte. Vorbim despre drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără a ține cont de o anumită perioadă de timp sau de o anumită perioadă a zilei. Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, cauciucurile trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile M+S, M.S, MS sau MNS. Fără a include în această categorie anvelopele marcate numai cu inscripția All Seasons.